Cazurile de rujeolă au explodat cu aproape 80% la nivel mondial în primele două luni ale anului 2022, anunță Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Organizația Mondială a Sănătății a tras neîncetat în ultimele luni un semnal de alarmă cu privire la riscul unei catastrofe absolute, în cazul în care nu se recuperează întârzierea periculoasă în vaccinarea copiilor din cauza pandemiei COVID-19 și dacă restricțiile sanitare sunt ridicate prea rapid. Cele două agenții ONU se tem acum de apariția unor epidemii grave de rujeolă, o boală virală extrem de contagioasă care ar putea afecta milioane de copii. Țările care au înregistrat cele mai mari epidemii de rujeolă de anul trecut sunt Somalia, Yemen, Nigeria, Afganistan și Etiopia. Cazurile au tendința să apară atunci când nivelul vaccinării scade. Cele două agenții ONU se tem că epidemiile de rujeolă pot fi un semn precursor al altor boli contagioase care se răspândesc mai încet. Rujeola este mai mult decât o boală periculoasă și potențial mortală. Este unul dintre primele semne că există lacune în vaccinarea la nivel mondial.